Dan Diaconescu a intrat pentru prima dată în viața lui în mină la Lupeni în cadrul vizitei pe care o face în Valea Jiului. A dat la picamăr și s-a minunat cât de întuneric e în mină. Aceasta a fost impresia cu care Dan Diaconescu a ieșit la suprafață după ce a stat câteva ore ca într-un iad. Părea că e iadul pe pământ, noroaie, ape care curgeau în jurul picioarelor bestiilor mineri, o căldură sufocantă, întuneric evident. Eu credeam că totul e luminat așa. Și când am primit niște lanterne la intrare, mă întrebam ce să facem cu ele. Când acolo, dacă nu aveam lanternele, eram morți. Mă și Mirc au ținut pe bune până la ieșirea noastră. Mi s-a spus că țin 16 ore. Mi s-au dat niște măști de gaze care țineau o oră și tot felul de ustensile. Și mi-am dat seama că acolo chiar e un pericol pe bune. Eu am crezut că atunci când vin în vizită oaspeții de genul nostru mai de pe la București, mai sclifosiți, cum se zice, o să ne ducă într-un loc ferit. De unde? Nu există un asemenea loc ferit în nicio galerie din Valea Jiului și am intrat într-un loc în care puteam să murim pe bune în orice moment. Ne țineam de niște sâlpe, așa, de niște țevi, cum să zic, de niște cilindri, care la rândul lor sprijineau niște roci uriașe care stăteau să ne cadă în cap. Și domnul Vochițoiu și cu celălalt coleg de-al nostru de acolo, care ne însoțea, viitorul primar de Lupeni, ne spunea, ei, știți că acum dacă e o alunecare de teren, o să murim cu toți. Toată lumea zicea, minerii erau în jurul nostru, stăteam în fund, așa discutam, pe mormanul de cărbune, unul avea un picamăr în mână, am luat și eu picamărul și am dat pentru prima oară în viața mea cu picamărul, pe urmă am scos și eu o mică cantitate de cărbune, am luat-o cu mine să o duc la București. Diaconescu s-a arătat uimit de faptul că a înțeles că minerii nu-și pot vinde cărbunii la un preț de piață și dacă ar fi lăsați atunci în viziunea economică a patronului de la OTV, CNH ar fi pe profit. Vă spun că mi-au zis minerii, săracii de ei erau toți goi de la brâu în sus, transpirați, negri peste tot și povesteau cum ei extrag ca o normă să extragă 125 de tone pe brigadă per schimb. Adică 500 de tone pe zi, numai în locul ăla unde am fost noi și am dat eu cu picamărul. E bine, calculați 500 de tone, vedeți că sunt vreo 30.000 de euro pe zi pe care ei extrag, da, de acolo. Ei săraci, i-am întrebat, au vreo 400 de euro pe lună, cei care dau cu picamărul, ceilalți au și mai puțin, au 400 de euro și gândiți-vă că ciocoii scot de pe urma muncilor de sclavi, o muncă brută, folosesc niște baroase din alea pe care baroasele sunt deja, parcă sunt de 200 de ani așa, sunt aplatizate, tocite, când cu baroasele aveau o lună, erau foarte noi, dar vă dați seama ce dau oamenii aia cu baroasele de lătocesc așa într-o singură lună. Deci oamenii aia scot o marfă de 30.000 și ciocoii îi plătesc seara la sfârșitul zilei de lucru pe toți, pe cei 50 de muncitori care lucrează așa, cu vreo 300 de euro. Am calculat eu salariul lor pe zi. Deci, dar nu se merită, adică e o hoție pe față. E furat bietul miner ca la ușa cortului. Mai trebuie să știți, să vă notați că e important, un minerul polonez care lucrează ca și minerul din Valea Jiului are 2.500 de euro pe lună. Iar minerul nostru are 400, da? Minerul polonez e foarte nemulțumit. Dacă v-ați uitat la știrea cu o săptămână, au spart geamurile de la compania poloneză de exploatare a cărbunei, că de ce nu iau 2.800 de euro pe lună? Că atât au minerii din Germania și din Republica Sud-Africană. Candidatul la președinția României a mai spus că a fost uimit de numărul mare de oameni care l-au așteptat chiar și noaptea la Deva, Orăștie sau Giurgiu și crede că ar putea să intre în cartea recordurilor datorită orelor târzii la care s-a întâlnit în noaptea de duminică spre luni cu simpatizanții săi în Hunedoara.